Astăzi ne uităm la Tenpenny, polițistul corupt care influențează gangurile din Los Santos. Vom analiza cel mai iconic antagonist din seria GTA, impactul lui asupra poveștii și apoi vom vedea și de unde s-au inspirat Rockstar pentru personajul lui Tenpenny. Dacă videoul despre Ryder a fost mai mult o critică, ăsta e mai mult o apreciere. Prima oară când îl vedem pe Tenpenny, cronologic vorbind, este în in The Introduction, scurt metrajul făcut de Rockstar care prezintă ce s-a întâmplat în San Andreas înainte să vină CJ acasă. Tenpenny deschide introductionul și încă din primele cuvinte setează tonul pentru personalitatea lui. Este mândru și arogant pentru că a reușit să-l convingă pe Big Smoke să își trădeze prietenii. Pulaski îl întreabă ce o să facă acum că urmează să vină cu ei încă un polițist, Hernandez, un discipol reticent care nu știa în ce se bagă. Dar grija lui Tenpenny e problema cu un alt polițist, un anchetator din divizia de afaceri interne. Rolul afacerilor interne este să investigheze cazurile de corupție și abuzuri de putere din interiorul poliției. Iar în cazul lui Tenpenny, problema este Ralph Pendlebury, un anchetator care a găsit probe pentru corupția lui Tenpenny și care l amenință că va prezenta acele probe. În următoarea scenă îl vedem pe Ten Penny furios cum se ceartă în telefon. Îl acuză pe cel din telefon că a primit banii și că ar trebui să-i fie recunoscător. Îl înjură și îl intimidează să fie supus, ca apoi să-l amenințe că îl omoară. Nu știm sigur cu cine stă de vorbă Ten Penny aici. El menționează că a avut o înțelegere cu persoana din telefon, iar ăla nu mai vrea să facă ce trebuie să facă. Ar putea fi vorba de Big Smoke, dar nu știm concret. În orice caz, Tenpenny e așa nervos încât îl ceartă pe Poleaschi că îi zice prietene că el e superior în grad și trebuie adresat corespunzător. Iar apoi se duc să-l cunoască pe Hernandez, să-l inițieze. Apare Hernandez, un polițist cu experiență de numai trei ani. E verde și caută să-și impresioneze superiorii și le povestește o dilemă dintr-un caz recent de violență domestică. Ceva ce l-a pus pe gânduri, fiindcă situația era nuanțată. Tenpenny, revoltat, zice să oprească mașina și își bate joc de el, spunându-i că problemele astea sunt căcat pe lângă ce trebuie să înfrunte el și ei în fiecare zi pe stradă. Criminali periculoși, dealeri și psihopați care n-ar rezista să-i omoare pe polițiști și pe familiile lor dacă ar însemna să câștige bani sau droguri pentru asta. Iar Tenpenny îi spune că dacă el e așa confuz dintr-o situație domestică, va fi inutil pe stradă în problemele adevărate. Hernandez, disperat și aflat într-o situație vulnerabilă, Caută să fie acceptat și le spune că da, va face tot ce e necesar. Ten îi predică justificarea corupției, zicând că uneori trebuie să închidă ochii la anumite fapte, iar apoi nefiind convins de Hernandez, îl dă afară din mașină. Look, I know! Iar în ultima scenă vedem cât de departe se duce Tenpenny să-și protejeze interesele și poziția. Împreună cu Pulaski și târându cu ei și pe Hernandez, l-au ademenit pe Pendlebury într-o curte din Ocean Docks și îl bat până la moarte. Vedem că Pendlebury, cu păr blond și sânge pe față, e tânăr. Și într-o altă lume, poate ar fi fost și el cu băieții, dar pentru că a ales să fie corect, ajunge să fie omorât de către oamenii care trebuiau să-i fie camarazi. Tenpenny îi dă pistolul lui Hernandez și îi ordonă să-l execute pe Pendlebury. Normal că nu vrea să facă asta, așa că îl amenință că dacă nu-l execută, atunci și el va fi găsit aici, lângă Pendlebury. Așa că Hernandez cedează șantajului. Iar din punctul ăsta începe povestea jocului. Imediat cum se întoarce CJ, Tenpenny și supușii lui mimează un arest, opresc taxiul cu care vine CJ și îl lasă și fără bani, și fără bagaj. Din dialog reiese că CJ și Tenpenny au o istorie destul de lungă. CJ a fost un membru Grove Street încă dinainte să plece în Liberty City și nu e prima oară când e persecutat și manipulat de Tenpenny. După ce îl bagă în mașină și îl duce departe de casă, Tenpenny începe șantajul. Aflăm că moartea lui Pendlebury s-a întâmplat în urmă cu doar 10 minute. După ce Pulaski scoate pistolul folosit de Hernandez, Tenpenny îi transmite foarte clar lui CJ că dacă vrea el, va face ca CJ să fie vinovat de moartea lui Pendlebury iar câteva secunde mai târziu abia atunci este găsit Pendlebury și vine apelul pe stație apropo aici este o replică în plus pe care nu o auzim în joc dar există în fișiere numai din primele 5 minute ale jocului Tenpenny este un antagonist formidabil îl forțează pe CJ cu o ofertă de nerefuzat Ideea asta de poveste a tot apărut în jocurile de la Rockstar. Personajul principal e șantajat de polițiști sau alte autorități corupte ale guvernului, așa cum am văzut și în GTA 4, Red Dead Redemption sau GTA 5. Dar mai întâi s-a întâmplat aici. Iar interacțiunile lui CJ cu Tenpenny mi se par superbe, îmi aduc aminte de The Wire și conversațiile dintre polițiștii și dealerii din serialul ăla, incredibil de bun. Și dacă tot am început o paranteză, hai să lămurim și ce e ăla Crash. În realitate, Crash, Community Resources Against Street Hoodlums, a fost un nou tip de unitate înființată de poliția din Los Angeles ca să combată violența gangurilor. Fiecare divizie a poliției, 18 la număr, avea și câte o unitate Crash, cu scopul de a investiga gangurile din LA. Iar în San Andreas, unitatea Crash e condusă de Tenpenny, doar că în loc să-și îndeplinească datoriile cum trebuie, el joacă murdar și are alte interese. Morning boys. După începutul jocului, în funcție de ordinea în care jucăm misiunile, Tenpenny apare ori în misiunea Catalyst, ori în Running Dog. Să zicem că CJ face misiunile lui Ryder, că e mai aproape de casă și îl vede în Catalyst. Tenpenny intră ca la el acasă. Îl hărțuiește pe Ryder să-i dea și lui o sticlă din PCP-ul pe care îl gătește și vedem prima lui intervenție în așa zisul ecosistem urban al gangurilor. Le dă băieților o informație. În 5 minute urmează să vină un tren cu armament care e aranjat să se oprească. Bineînțeles că e în interesul gangului ca băieții să facă rost de arme și muniție, așa că se duc să fure din el și primim misiunea asta în care CJ își exersează aruncările de cutii. Dar știm că Tenpenny nu le dă pontul ăsta din bunătatea inimii lui. Nu se revanșează sau ceva, ci doar a vrut să creeze un conflict între ganguri, să destabilizeze un pic ordinea. Prima oară îi găsim pe Vago și în timp ce Ange trenul, iar apoi vine și o mașină de balaș. Iar înainte să plece Tenpenny din casa lui Ryder, mai face o dată mișto de CJ spunându-i să nu mai omoare și alți polițiști cum l-au omorât pe Pendleberry. Asta doar ca să-i aducă aminte cine-i șeful. Iar în Running Dog, înainte de toate, vreau să apreciem cât de mișto e filmat ca ținul ăsta. Din profil îl vedem pe CJ cum se apropie rapid de ușă, se oprește pe loc, iar pentru o secundă de suspans nici nu știm ce vede el. Începe muzica iconică a lui Tenpenny, care avansează în fața lui CJ, iar îl intimidează și se joacă cu el. Asta e prima oară când îi vedem pe Crash la casa lui Big Smoke și îmi place detaliul că au venit doar Tenpenny și Pulaski. Când îl vizitează pe Ryder, care e doar un sclav după cum am vorbit și în videoul despre el, atunci îl iau și pe Hernandez cu ei. Dar când vin la Smoke, care e colaboratorul lor și are un rol mai important în organizație, atunci Tenpenny nu-l mai ia și pe Hernandez, n-are încredere în el, așa că nu-l lasă să afle despre toate schemele cu Smoke. Iar Smoke se scuză repede că nu-l lasă ăștia în pace că el n-are nicio treabă. Și CJ, naiv, îl crede. Toată misiunea pare să fie doar o favoare pentru Tenpenny. Mergem în teritoriu Vagos, unde Smoke trebuie să primească niște iarbă de la mexicani, dar când ăștia nu vor să dea, Smoke-ul acostează pe primul cu o bâtă, iar CJ trebuie să fugă după celălalt. În jocul final, misiunea se termină imediat ce CJ îl omoară pe Vagosul ăla, dar avem câteva linii de dialog tăiate din beta care ar fi apărut în timp ce îl duceam înapoi pe Smoke acasă. Let's go home, I gotta eat, man. Okay. Say, Smoke, what's going on with you and Tim Penny? Who? Tim Penny. Man, I ain't never heard of him. I saw him leaving your apartment. Oh, is that his name? Yeah, you know it is. Man, it ain't nothing. He a buster. Likes to give people a hard time. You know that, Carl. But you know me. It takes more than a fool like him to bug me out. Smoke se face că nu-l cunoaște pe Tenpenny, minte că nici măcar nu-i știe numele, iar după ce-l ducem acasă, îl mai și lingușește pe CJ ca să-l distragă de la adevăr și mai încearcă o vrăjeală că nu-i știe numele lui Tenpenny și-l amestecă cu Pendleberry. Hey, Carl! I see you later, alright? And look here! Don't let that uh, Pentonberry or whatever his name is give you no bullshit. I'm trying, man. Well, try harder. Look at me, man. You're a great man, Carl. A great man. Până la urmă, înțeleg de ce au tăiat dialogul ăsta, pentru că îi strică personajul lui Smoke, îi dă de gol trădarea un pic prea mult. În Wrong Side of the Tracks, Tenpenny și Pulaski, încă o dată fără Hernandez, se pare că vorbeau cu Smoke ascunși în garajul lui. De data asta, CJ se dă un pic o coș pe lângă Tenpenny, care îi livrează din nou amenințări. Iar îi facem o favoare lui Tenpenny și vânăm niște vagoși care s-au urcat pe tren, dar și misiunea asta are câteva detalii care au fost tăiate în jocul final. Trebuia să recuperăm un pachet misterios, iar de data asta Smoke recunoaște că lucrează pentru polițiști și îi ajută într-un mod sau altul. Why Tim Penny want that package? Who Penny? Don't bullshit me, Smoke. Call. Man, there's something about you, man. Some kind of Smoke. When you gonna stop with this weird bullshit? The truth is, Call, we've been lost while you've been gone, but now we saved again. What's in the package, Smoke? The problem is, too many of the chosen ones get killed before they time, man. If the afterlife means peace from your bullshit, I think I'm ready. What's in the damn package, Smoke? No more bullshit. I don't know, homie. I'm just trying to help these officers keep shit off the streets, man. I don't trust them. Sometimes trust ain't an option, homie. Tenpenny CJ to pick the lesser. What's happening? Don't try hit me up with that ghetto babble boy. Officer Tenpenny? How you get my number? Ways and means, you piece of shit. you been trying to avoid me. No, sir. I just been busy. That's all. You're not busy unless you're doing something for us. You understand? Yeah. Loud and clear. Nice to hear it, Carl. Call in to the donut place in the middle of Market. We need to talk. Și așa încep misiunile în care CJ primește ordine direct de la Tenpenny. Îl cheamă la gogoșerie și îi zice o replică de rămâne CJ fără cuvinte. Ne uităm la caținul ăsta și vreau să vedeți cum CJ practic îngheață la amenințările și ordinele lui Tenpenny. Se ridică de la masă și rămâne prost în timp ce Tenpenny îi zice abuz după abuz. We own you. You're ours. We can shit on you from such a height, you'll think God himself is crapped on you. You understand? time to go to work cj and earn your freedom there's a guy hold up across town you got that address pulaski another gang banging drug pushing cop killing bitch just like you we don't like him and he don't like us now you make sure he never leaves the neighborhood not even in a box get the fuck out of here Deci Tenpenny spune că unul dintre dealerii vagoșilor trebuie să moară. De ce? Pentru că așa a zis Tenpenny. CJ ia molotoavele, arde casa și salvează gagica. Următoarea misiune este Grey Imports, unde Ten ni iar joacă teatrul că el e un polițist bun care nu vrea ca un gang să devină mai puternic decât altul și îi dă un pont lui CJ. Bala și au planuri mari, își fac legături externe și se echipează cu arme mai serioase, așa că CJ e trimis la un depozit din Ocean Docks să vadă cu ochii lui. Dă peste o întreagă operațiune dubioasă, mașini și motociclete păzite de muncitori în armații. Așa că intră în clădire și urcă la birou unde îl găsește și l -o pe dealerul de arme, rusul, care a venit să facă afaceri cu balașii. Teoretic, misiunea asta nu pare să-i servească în mod direct interesele lui Tenpenny, dar e încă o destabilizare a puterilor pe care o aranjează el. Iar acum urmează Doberman, o misiune care a suferit foarte mult în dezvoltarea jocului. Versiunea noastră finală este, teoretic, o misiune pentru Sweet, el ne sună și ne zice să ademenim un dealer din Glen Park. Facem haos acolo și va ieși el. Iar când iese prostul, zice... Ten penny set me up! Și mai are alte două replici. Ten penny sold me out! Buster Crash set me up! De ce l-ar menționa pe Ten penny? Misiunea asta nu are nicio legătură cu Ten penny. CJ face toate astea pentru Grove, nu? Misiunea asta a fost complet schimbată. Trebuia să aibă o altă poveste și era o misiune de la Crash. Tenpenny se ceartă în telefon cu un alt polițist pentru că DEA, agenția antidrog, urmează să-l aresteze pe Poncho, un dealer care e și el o marionetă de-a lui Tenpenny. Așa că Tenpenny zice că CJ e Dobermanul lor, de acolo numele misiunii, și îl trimite după Poncho ca să-și acopere urmele. Tenpenny vrea ca Poncho să nu mai ajungă viu în mâinile poliției, iar Pulaski îi zice lui CJ că poate lua orice iarbă găsește acolo, ca un fel de răsplată. Dar în schimb, misiunea asta a fost folosită să ne introducă teritoriile în poveste. Iar replica... Tenpenny Trebuia să fie a lui Poncho, care își dădea seama că dacă a venit cineva să aibă grijă de el, sigur e mâna lui Tenpenny. Dar în jocul final au reciclat replica asta pentru balasul ăla care nici măcar nu trebuie să fie un balas, pentru că Sweet ne zice la telefon că noi de fapt căutăm un trădător al grovului, care cumpără de la balas și vin de la Grove. Hai să zicem că poate s-a îmbrăcat și el ca un balas, dar e ciudat. Până la urmă, mai bine tăiau replica asta și un înlocuiau cu altceva sau chiar cu nimic. În misiunea Los Sepulcros, Tenpenny nu apare direct, dar e menționat în dialog. Adinea a venit în Grove Street și a vorbit cu Sweet, anunțându-Că l că vor fi mulți balași la înmormântarea unuia de-a lor. O oportunitate foarte bună pentru Grove să le facă o mare ambuscadă. Urmează, misiunează Green Saber. Ăsta e momentul când ni se confirmă suspiciunile. Vedem sabreul verde care a fost prezent la moartea mamei lui CJ și înțelegem că Tenpenny nu venea la smucă acasă degeaba, ci își discutau planurile împreună. Poate nu de la egal la egal, dar în complicitate. Deci Tenpenny a avut și el o mână în tentativa de asasinare a lui Sweet, pentru că el trebuia să fie ținta în noaptea aia, numai mai căsa. Nu-mi dau seama de ce Tenpenny ar fi făcut o mișcare atât de directă să îl asasineze pe Sweet. Probabil, înainte de povestea jocului, el ar fi căutat soluții mai drastice. Și asta, dacă nu cumva era ideea lui Smoke, care a tot încercat să-l convingă pe Sweet să vândă și ei droguri, să renunțe la principii. După ambuscada din Mulholland, Sweet și CJ sunt arestați. Sweet e dus de urgență la spital pentru îngrijire medicală, iar CJ ajunge tot pe mâna crashului. L-au răpit pe CJ, i-au pus ca gulă să nu vadă că e dus la țară, și din nou e șantajat să mai rezolve încă o problemă pentru crash. Practic, l-au ținut departe de pușcărie. În loc să-l lase să fie arestat și trecut prin sistem și închis, CJ este din nou ținut în lesă și folosit drept câine de atac. Tenpenny îi spune lui CJ să nu mai creadă toate căcaturile despre loialitate față de gang, pentru că oricine se vinde pentru un preț. Iar de data asta, șantajul continuă cu un alt pretext. Dacă CJ nu face tot ce vrea Ten Tenpenny, atunci Sweet, care deja e închis, va fi transferat într-o altă aripă a închisorii, unde sunt cei mai răi balași care abia așteaptă să verse hot coffee pe liderul grovului. Iar Tenpenny se pare că are o problemă foarte asemănătoare cu cea de la început, cu informatorul Pendlebury. Pulaski scoate un aparat foto din mașină și îi prezintă lui CJ că un coleg din poliție nu e de acord cu metodele Crash. Tenpenny învârte vrăjala că de fapt el ar fi un polițist corupt, dar ca să-și salveze pielea îl acuză pe nedrept pe bietul Tenpenny cu ajutorul afacerilor interne. Așa că, fiind vorba de un informator important, este păzit de agenți federali, iar CJ trebuie să treacă de ei, să-l omoare și să-i facă o poză clară ca dovadă că nu va vorbi. Mai târziu, CJ e chemat la camera de motel a lui Truth din Angel Pine. Acolo îl vedem pe Tenpenny cum inspectează niște probe narcotice și în sfârșit are ocazia CJ să facă mișto de el. Yeah, yeah, Ten Tenpenny îi explică lui CJ că Truth o să furnizeze o cantitate masivă de iarbă pentru CJ, iar CJ e nevoit să îl plătească. Istoria se repetă: Tenpenny are o problemă cu cineva care ar putea fi un pericol pentru el, așa că acel cineva trebuie eliminat. Numai că în cazul ăsta nu poate să-l omoare. Vom afla mai târziu de ce. Așa că trebuie să improvizeze. Iarba pe care o cumpărăm de la Truth va fi folosită pentru o scenare sună cunoscut? CJ trece prin toate nenorocirile cu Catalina să facă rost de bani, iar când se duce să-l plătească pe Truff, cumva poliția a aflat de plantația lui. Nu știm dacă Tenpenny l-a trădat pe Truff, e posibil, dar nu cred că are prea mult sens pentru interesul lui de a folosi iarba pentru un scenare. Girl, În misiunea 555 Wii Tip, Tenpenny îl sună pe CJ și îl pune să-i rezolve problema iarba trebuie plantată în mașina victimei. Doar că CJ încă vrea să rămână loial regulilor de stradă. Gangsterii nu dau niciodată ponturi la poliție. Îmi place foarte mult cum CJ se oprește din mers și gesticulat în secunda în care Tenpenny spune că victima e un procuror, adică omul care coordonează urmăririle penale și care reprezintă statul în acuzațiile față de gangsteri ca CJ și nu numai. Practic dușmanul cel mai rău al gangsterilor. Dar fiind și într-o poziție legală importantă, tocmai ăsta e motiv pentru care Tenpenny nu poate pur și simplu să-l omoare. Pentru că e foarte dubios când moare un procuror, mai ales când își face dușmani, cam ce-a pățit și Pendlebury și informatorul din Badlands. Așa că CJ încă o dată îl salvează pe Tenpenny. Nicăieri nu e prea departe pentru Tenpenny. În misiunea Snail Trail vedem că a venit tocmai din Los Santos până la garajul lui CJ din San Fierro și n-a bătut drumul degeaba. Încă o dată CJ e obligat să acopere corupția unității Crash. Un jurnalist liberal este prea pornit pe investigații și din păcate s-a dovedit incoruptibil. Așa că, pentru a-l proteja pe Pulaski de data asta, CJ trebuie să-l omoare și pe jurnalist și pe informator pe faleza de la Santa Maria Beach. Un detaliu de observat aici este că din nou problema fiind una delicată, Tenpenny a venit doar cu Pulaski, pe Hernandez nu-l vedem. Dar după Snail Trail, Tenpenny îl lasă în pace pe CJ pentru o vreme. Nu-l mai vedem până târziu de tot de Jean Las Venturas. Dar până acolo se întâmplă un moment care mie mi se pare genial. CJ îl cunoaște pe Torino, care operează la un alt nivel față de polițiști, iar când CJ îl întreabă ce știe despre Suit în închisoare, Torino îi răspunde să stea liniștit și că tenpeni și puleaschi chiar nu sunt o problemă atât de mare. Mai mult decât atât, îi dezvăluie faptul că și el știe despre Pendlebury și de ce a fost omorât. Nu tenpenny and pulaski are really relatively benign unless of course you're a family member of officer pendlebury whom they shot when he threatened to expose them but you do know all about that right <laughs> dang Dialogul ăsta este foarte puternic pentru caracterizarea lui Tenpenny, dar și a lui Torino, pentru că ni pune pe amândoi în contrast. Cât de rău ne-a terorizat Tenpenny pe parcursul jocului și cât l-a intimidat pe CJ, când apare Torino, care e o clasă peste fraierii ăștia, Tenpenny deja nu mai pare cine știe ce. Absența prelungită a lui Tenpenny din capitolul ăsta al jocului ne face să simțim că CJ are probleme mai mari acum, dar și o mică speranță. Dar cineva lipsește deși mai mult timp. Hernandez, care ultima oară a apărut înainte de Badlands în Angel Pine. Mai târziu ni se confirmă că Hernandez a ciripit la afaceri interne și a turnat pe Tenpenny și Pulaski. Dar fapta asta este dezvăluită aici, într-un mod subtil. Hello, Carl. Been a long time, huh? Data viitoare când îl vedem pe Tenpenny este foarte agitat își menține tonul autoritar ca să dea impresia că și acum este stăpân pe situație, dar realitatea e că știe și el că se apropie de sfârșit. Și îmi place foarte mult monologul lui și modul în care ne arată inteligența lui Tenpenny. Now have since the last time we met. Our best efforts, the e un criminal asumat, știa în ce se bagă și știa riscurile corupției. Normal că e paranoic când riscă să plătească pentru tot ce a făcut. Totodată e băgat prea adânc și nimic nu-l mai poate opri din a încerca să scape. După ce Puleaschi remarcă faptul că Hernandez întârzie prea mult cu micii pentru grătar, Tenpenny îi fute una lui CJ, iar Puleaschi, neatent, face focul prea mare și căldura îi sare în față o metaforă perfectă pentru povestea corupției Crash Printre ultimele manevre ale lui Tenpenny CJ e trimis să lichideze întreagă echipă de agenți FBI și pe ofițerul de la antidrog ca să fure dosarul cu probe împotriva lui Tenpenny și Pulaski Ka you get that dossier Yeah I got the files what you want me to do with them We need to meet up someplace quiet and take care of things There's a ghost town Lost Brujas in the Devil's Castle you know it Yeah I found it I know you will Ten Penny Carl. Tenpenny îi zice lui CJ să se vadă în pustietate printre ruinele unui orășel vechi. Mai întâi ca să pună mâna pe dosarul cu probe, iar apoi ca să se răzbune pe Hernandez. You sold us out! Tenpenny pleacă cu dosarul, Hernandez rămâne în deșert, iar CJ îl prinde pe Pulaski și îi fute un bocanc. Când în sfârșit vine momentul ca Tenpenny și Pulaski să fie judecați pentru toate faptele lor de corupție, trafic de influență, moartea lui Pendleberry și altele, avem un moment foarte uman. Cu multe dintre personajele noastre preferate așezate împreună în casa lui Mad Dog ca să urmărească judecata. Și după toate problemele cauzate de Tenpenny, se întâmplă asta. Exiting the courtroom now. That bastard Pulaski will probably Shh. turn up listen, dead listen. just like the rest of them. In light of the lack of evidence against my client, the district attorney's office has seen fit to drop all charges against this innocent man. What? That's bullshit. Los Santos will burn tonight. Ain't nobody gonna be riding in my hood. I don't know about that, Hunz. Look, the whole city is going up. Oh, People are fucking go. pissed off about Damn. this. People don't know what they want. We all being used. You see, man, it's always the same, friend. Power systems corrupt everyone. Look, I said we gonna secure the hood. We ain't getting shit together so some idiot can burn it down. Tenpenny scapă. În lipsa unor dovezi concrete și mai ales în lipsa martorilor, a reușit să evite închisoarea. Și adevărul e că nu ar trebui să ne surprindă Până la urmă, tot jocul i-am făcut pe avocați, procurori și alți martori să dispară. Dar când oamenii de rând din Los Santos aud că Tenpenny e nevinovat, normal că pentru ei este o decizie șocantă, așa că încep proteste violente în tot orașul. Iar în scena asta îmi place cum personajele au reacții diferite. Trufie e dezamăgit de sistem, cum ar fi orice hipiot în poziția lui, Sweet se gândește numai la cartier și la distrugerea cauzată de proteste, pentru că lui de asta îi pasă cel mai mult, iar CJ se simte clar vinovat, pentru că e și el parțial responsabil pentru achitarea lui Tenpenny. Go What? Smoke played me. Tenpenny played me. They played us all. Yeah, but right. I was a buster when my family needed me the most. Sentimentul de vinovăție al lui CJ este și motivul pentru care vrea să meargă singur după Smoke. Chiar dacă planul răzbunării îl include doar pe Smoke, e practic o răzbunare indirectă și față de Tenpenny. Iar toți gangsterii pe care îi omoară CJ urcând spre apartamentul lui Smoke, alianța lor nu ar fi existat dacă nu o aranja Tenpenny. Iar fiecare etaj îl duce pe CJ mai aproape și de a răzbuna-o pe maică sa. care Where are you Man, fuck. CJ îl asigură pe Smoke că după ce termină cu el, vine rândul lui Tenpenny. Dar înainte să poată pleca, vedem că Tenpenny avea și el treabă cu Smoke. Are nevoie de bani ca să-și execute ultimul plan, evadarea finală. Probabil venea să-l omoare pe Smoke, că e clar că nu s-ar mai fi înțeles, să-i fure banii și să prindă avionul. Dar dacă tot e CJ aici, să-i umple el geanta de bani. Și pentru prima oară îmi place că CJ se joacă cu mintea lui Tenpenny pentru că l-a întrebat unde e Sweet. Planul lui Tenpenny mai departe e să traverseze orașul într-o auto special a pompierilor să ajungă la avion. Carl. Oh, I almost forgot, Carl. Time to die. Sweet. What? It ain't over, Carl. It ain't over. Presat de timp, Tenpenny nu mai stă să-l omoare pe CJ, dar cauzează un incendiu în clădire, în speranța că asta îl va rezolva. Dar ce nu știe Tenpenny e că CJ e personajul principal. Așa că, în loc să ajungă liniștit la avionul care l așteaptă, Tenpenny e urmărit de CJ. Iar după tot haosul care se petrece în urmărirea finală, Tenpenny în sfârșit pierde controlul, de data asta la propriu. Dow, hey! Rănit în accident, Tenpenny își spune ultimele cuvinte, iar CJ, probabil victima cea mai mare a lui Tenpenny, e ultimul care rămâne lângă el. Îl întoarce cu fața în sus și îi spune ce a zis și Tenpenny la începutul jocului când îl aruncau din mașină. See you, după ce Tenpenny a rămas acolo, protestatarii l-au dezbrăcat și mutilat. Până la urmă, corupția lui e tocmai motivul pentru care au început protestele în povestea jocului. Medicii legiști abia au reușit să-l identifice după zile întregi, deci vă dați seama cât de rău arăta. And our top story dacă ne uităm un pic în istoria recentă, vedem cât de mult a fost inspirat jocul din realitate. Protestele din Los Angeles chiar s-au întâmplat. Polițiști corupți ca Tenpenny chiar există. În martie 1991, polițiștii din California au urmărit un vitezoman pe autostradă. La volan era Rodney King, care văzând luminile și sirenele din spatele lui, a refuzat să oprească consumase alcool și nu voia să fie prins conducând sub influență. Polițiștii l-au urmărit aproximativ 13 km până când au reușit să-l prindă. Când urma să fie arestat, polițiștii l-au bătut nu numai pe Rodney King, ci și pe cei doi pasageri ai lui. Când zic bătut, mă refer că au dat în el cu bastoanele, cu picioarele și l-au electrocutat. Când a ajuns la spital, avea 11 fracturi craniene, oase rupte și dinți rupți, pe lângă alte daune permanente. Cu puțin noroc, cruzimea suferită de King a fost parțial filmată de către George Holiday, un videograf amator. Nu a reușit să prindă începutul incidentului, dar în secundele filmate de el se vede cum polițiștii îl bat cu sânge rece pe King. Când filmarea a ajuns la presă, cazul a fost mediatizat instant. În loc să fie mușamalizat cum ar fi vrut poliția, a devenit o picătură care a umplut paharul. Poliția a declarat că va declanșa o anchetă internă și îi va disciplina pe polițiști, pe lângă ancheta penală, dar rezultatul judecății a fost achitarea polițiștilor. La numai câteva ore după ce oamenii din Los Angeles au aflat că polițiștii care l-au nenorocit pe Rodney King pur și simplu vor scăpa basma curată, orașul a luat foc. Chiar la propriu, 1100 de clădiri au fost distruse în incendii, pe lângă daune la peste 3000 de afaceri și magazine jefuite în mijlocul haosului. Filmarea lui George Holiday i-a convins pe oameni să-și arate nemulțumirea, mai ales că brutalitatea poliției nu era ceva nemai auzit, cazul ăsta doar s-a întâmplat să fie filmat și mediatizat. Protestele nu s-au încheiat până nu au intervenit Garda Națională și Armata, dar nu înainte ca 63 de oameni să-și piardă viețile și peste 2000 să fie răniți iar acum despre crash în 1997, Kevin Gaines, un polițist din divizia Rampart a crashului, l-a agresat pe polițistul sub acoperire Frank Laiga. Gaines l-a urmărit pe Laiga și l-a amenințat cu pistolul. Laiga a reușit să se apere și l-a împușcat mortal pe Gaines. Anchetatorii au aflat că nu a fost prima oară când Gaines era agresiv și periculos în trafic. A mai amenințat șoferi cu pistolul și înainte. Mai mult decât atât, Gaines era asociat și cu Death Row Records, casa de discuri a lui Shoe Knight, o figură controlată. Versată pentru legăturile cu gangul Bloods din Los Angeles. În august 1998, Rafael Perez, un polițist cu 9 ani de vechime din LAPD, a fost arestat pentru că a furat aproape 3 kg de cocaină din depozitul de probe al poliției. A mințit în acte folosind un nume fals ca să fure aproximativ 800.000 de, de dolari în cocaină. Și nu era nici prima oară când a furat marfă de la probe. După ce a fost prins, a fost de acord să colaboreze cu anchetatorii ca să-și toarne colegii din crash pentru a-și asigura o pedeapsă mai scurtă. Informația lui a fost documentată în peste 4.000 de pagini, nu doar 10 pagini cum are videoul ăsta, și a implicat aproape 70 de polițiști. Alte infracțiuni grave ale lui Rafael Perez au fost în scenările unor crime pentru a acoperi abuzuri, plantarea armelor și altor dovezi false asupra unor nevinovați, trafic de droguri și asocierea cu criminalii din gangul Bloods. Printre multe alte declarații, Perez a insistat că 90% din polițiștii din Crash erau și ei băgați în joc, corupți și fără scrupule. Acum că știm toate cazurile astea, putem vedea cum Rockstar au combinat mai multe elemente în poveste și personaj comportamentul agresiv și mafiot, amenințări ca ale lui Kevin Gaines, în scenarea crimelor și trafic de droguri ca la Rafael Perez, și la fel cum amândoi sunt asociați cu gangul Bloods, la fel și Tenpenny a fost mână în mână cu Bala și din joc. Mai mult decât atât, dacă ne uităm la portretul oficial al lui Tenpenny, putem observa niște tatuaje care lipsesc din jocul final. Dacă își păstra tatuajele, arăta și mai mult ca un gangster decât ca un polițist. Și așa se comportă ca un gangster, adică la fel cum se comporta și Perez. Iar la înfățișare, Tenpenny pare să fie un amestec între Rafael Perez și David Mac, care a orchestrat un jaf bancar. Protestele din Los Santos, în loc să fie declanșate de un scandal legat de brutalitatea poliției, în joc se întâmplă din cauza că Tenpenny scapă de orice acuzații împotriva lui, iar starea de haos a orașului este foarte bine reprezentată, cu violență, furturi, ambulanțe și pompieri peste tot. Înainte să terminăm videoul, vreau să mai spun că pentru mine, Tenpenny este cel mai bun personaj negativ din toată seria GTA. Samuel L. Jackson a dominat rolul și domină orice scenă în care se află. Iar Rockstar i-au scris un personaj atât de convingător și complet, niciun alt antagonist din restul seriei nu a reușit să mă enerveze și să mă facă să-l urăsc cum o face Frank Tenpenny. Acest video nu era posibil fără sprijinul membrilor canalului. Mulțumesc Fegel, Denis K, Răzvan, Fan Decaf, Alin, Ștefan Dălăbă, Scyther și mai ales domnilor VIP, HammerMC7, Andrei, Chiburici și The Gamester. Dacă îți place contentul meu și vrei să-l susții și tu poți deveni membru al canalului, butonul de join are toate informațiile. Vă mulțumesc tuturor și ne vedem data viitoare!